Băi, românii dormiți. Dormiți. România dorme. România dorme. Și aveți cea mai bogată zonă care trebuie acum vetinos acolo lângă noi și nu faceți nimic, nimic. Ce sta? PNR-ul, asta este o mare nerocire, este fondul acaperare țării. Bine s-a spus că de... PNR-ul este de fapt un fond de sclav. Un fond de sclavie. Adică, da, de sclavie, bineînțeles, de colonizare. Și Ioanis cu Ciolacu nu mai aveți nevoie de nimic. Țara asta e atât de bogată. Dacă ați naționalizat toate resursele care are România, nu mai aveți nevoie de niciun cent din UE. Nimic. Cornelis. Eu am copii în țară, născuți în țară, copiii mei sunt români. Da, România e o țară frumoasă și bogată și nu trebuie să vindeți asta. Trebuie să mâncați insecte, trebuie să mâncați insecte, în loc de porc să mâncați insecte. Poftă bună! Bai părere mea dacă ați dat Transnistria la ruși, care oricum niciodată a fost un teritoriu istoric al României, da? Să știți granice până nici. Să ne luăm Buceagul și Nopru. Exact, și gata. O singură astfel pe Moscova ați rezolvat tot. Ați văzut protestul din Olanda? Protestul fermierilor. Ați văzut protestul din România? Când a fost cu grâu? Când în portul Constanța poliția scoate camioanele, tirurile ucrainiene și le bagă în față cu grâu ucrainian. Felicitări, ce protest a fost în Olanda?